Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Remus Trădache, vă reîntâlniți cu emisiunea Statul de Drept, Accent TV Oltenia. O să vorbim despre România educată. Nu e chiar această tema pentru noi, pentru că am zis să schimbăm puțin tema, să zicem educația din România, pentru că nu știu cât de educată este România noastră. Am hotărât să vorbim cu un cadru universitar, domnul conferențiarul său, dr. Victor Tița, directorul filialei Slatina USV București. Domnule profesor, bine ați venit la Accent TV Oltenia. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor Accent TV Oltenia și vă mulțumesc pentru că suntem, iată, într-un cadru care vorbește pe o temă foarte importantă despre educație. Aș vrea să vă întreb, domnule profesor, dacă există o legătură și dacă simțiți dumneavoastră ca profesor din mediul universitar, dacă se vede o legătură între învățământul pre-universitar și universitar, pentru că tot timpul a fost o discuție dacă, într-adevăr, dintre cele două, învățământul preuniversitar și învățământul superior sau universitar, este o legătură. Că pare undeva că este o fractură, o șiziune undeva. Asta e percepția din exterior. Vă rog, asta fiind în interiorul semnului universitar. Experiența mea aduce această legătură din perspectiva formării. Există o legătură pregnantă între învățământul universitar și cel preuniversitar, tocmai prin acele instituții care oferă formare cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Ca o paranteză, ar fi foarte interesant dacă am aplicat acest model sau această paradigmă în învățământul universitar, pentru că această componentă de formare foarte bine reprezentată la nivel de învățământ preuniversitar nu se regăsește atât de bine definită la învățământul universitar. Și această legătură între învățământul preuniversitar și universitar am regăsit-o prin casele corpului didactic, care puneau în fața profesorilor, în fața cadrelor didactice, în fața dascălilor, profesori universitari deopotrivă cu profesori preuniversitari și propuneau programe de formare care se refereau la diverse zone. De exemplu, managementul educațional. Erau programe de formare și sunt în continuare programe de formare care se bazează foarte mult pe o componentă teoretică susținută sau magistrală de curs, susținută de profesori universitari și o componentă de practică ce venea susținută și vine susținută de profesori din învățământul preuniversitar. Această mixtură, acest amestec, este de natură de a pune la aceeași masă profesorii universitari și profesorii din învățământul preuniversitar pentru a aduce un produs educațional de calitate profesorilor, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Și cred din proprie experiență că este un loc unde se întâlnește o bibliografie actualizată, cu experiență de asemenea actualizată, care au menirea sau experiență sau îmbinare care are menirea de a îi ajuta pe profesori în general. Și cred că este un câștig foarte mare și pentru profesorii din învățământul universitar, pentru că merg în zona aceasta a experienței didactice și se întâlnesc cu anumite practici pe care le expun profesorii din învățământul preuniversitar. Există o legătură aici. Altfel, dacă mă întrebați în alte conjuncturi, tocmai prin titulatură s-ar putea considera că este învățământul superior și învățământul preuniversitar. Propune o, sau titulaturile propun o fractură, dar îmi place să cred că nu este cu totul așa. Și tocmai elemente care ar putea să aducă în atenția cadrelor didactice din ambele zone o colaborare să fie de bun augur. Vreau să spun pentru stimații telespectatori, cei care ne urmăresc acum la Accent TV Oltenia, că un profesor care activează învățământul preuniversitar are nevoie să facă odată la 5 ani 90 de credite. Credite care se pot obține prin aceste cursuri de formare în cadrul caselor corpului didactic, și fac o mică paranteză, și nu numai. Dumneavoastră a spus director la casa corpului didactic COLZ, sau la nivelul învățământului superior. Pentru profesorii din învățământul superior există această obligativitate? Nu știu dacă titulatura asta de credite este la nivelul superior. Sau nu trebuie să facă în 5 ani dovada acestor credite pentru învățământul superior? Nu este o obligație care să se lege de reper de timp, însă pentru a promova sau pentru a realiza un anumit punctaj în fiecare an, trebuie să ne racordăm la aspecte academice legate fie de o reprezentare publică destul de pregnantă prin participare la simpozioane sau conferințe, fie printr-un impact sau punctaj pe care îl iei prin impactul științific pe care îl au revistele în care publicăm, ne publicăm articolele.
fie prin publicarea unor cărți care să se bazeze pe repere științifice ce au legătură cu domeniul pe care activăm noi, de exemplu, o carte de poezii sau o carte de literatură, dacă nu funcționează în domeniul în care suntem, nu poate să, o carte nu poate să fie punctată în așa fel încât pentru accederea la un pas următor să te bazezi pe respectiva carte. Și sunt mai multe lucruri pe care în învățământul universitar ne putem baza în așa fel încât celebrul dosar sau celebra ocuparea postului prin concurs să fie acoperită de accedere firească la punctaj. Este un minim de publicații sau un minim de cărți pe care trebuie să le scrie un profesor universitar, vorbesc la cursuri sau anumite articole pe care trebuie să le... Pentru că știu că trebuie publicații în internaționale, cu ISBN și așa mai departe. Da. Nu intrăm în amănunte pentru stimații trestatori. Există un număr, vă rog, și vreau să spuneți. Există pentru fiecare domeniu un anumit număr. De exemplu, în componenta umanistă sau în componenta de inginerie sau în componenta de economie și așa mai departe, există un număr minim la nivel național pe care o comisie... un număr minim pe care îl propune. Totodată există tocmai în valorizarea cadrelor didactice și a resurselor umane pe care le are o universitate, pe care îl propune un număr minim pe care îl propune universitatea. Până la nivel de lector sau de șef de lucrări, există această idee de autonomie universitară care se leagă de pregnanța, valorizarea și folosirea resurselor umane în așa fel încât să răspundă cerințelor universității. În sensul că se folosește autonomia universitară și comisiile din cadrul științifice sau pe zona de educație din cadrul universității pot propune un număr minim și pot propune anumite rigori pe care cadrele didactice să le respecte. Totodată, pentru că vorbim și despre componenta de internaționalizare și apoi vorbim și despre un ranking care se raportează la aspect internațional sau la valoarea universităților, aceste criterii sunt din ce în ce mai ridicate. Apoi există și componenta minimă care vine din perspectivă națională sau de la Ministerul Educației, pentru a vorbi la modul general, anumite criterii pe care le propune Ministerul pentru, și pe care le impune Ministerul pentru postul de conferențiar, pentru cadrul didactic de conferențiar și pentru cadrul didactic de profesor. Sub acest aspect există și o verificare științifică ce se raportează la platforme internaționale, de exemplu Web of Science, colegii mei din zona universitară și nu mai este, sunt familiarizați cu această terminologie, unde apar reperele legate de influența pe care o are un profesor. De exemplu, este luat în calcul un indice, se numește Hirci, care pe baza unui algoritm îți arată cât de des ești citat, cât de mult ești citat pe un an și cât de importantă este revista în care ai publicat, dacă respectivul articol are similarități sau aspecte similare în alte zone. Evident, până a ajunge la a publica într-o anumită revistă sau simpozion sau la o publicație a unei conferințe, toate articolele acestea, toate publicațiile sunt verificate de o comisie. Există și programe informatice, că tot vorbim de inteligența artificială, programe informatice care verifică similitudinea ideilor pe care le expui și dacă articolul tău este original și autentic și el poate fi publicat, dacă nu, fără plagiat, dacă nu, din start el este eliminat. Totodată, aspectele pe care le menționezi și temele pe care le propui și pe care le dezbați în articolul respectiv trebuie să fie de interes, pentru că în felul acesta generează și vizualizări, generează și citări și în felul acesta în lumea academică devii din ce în ce mai influent. Există o idee de influență sau un factor de influență pe care îl avem în calcul în momentul în care publicăm. Și acest factor este de asemenea un reper minimal pentru ceea ce înseamnă accederea la următoarele posturi. Bine, lucrurile sunt mult mai tehnice, ele se expun într-o foaie Excel și de acolo rezultă un anumit punctaj.
care spune, sau punctajul respectiv îți arată la ce nivel te afli. Dacă poți accesi la un post de, să spunem, șef de lucrări sau lector sau profesor și tot acolo, pe baza reperelor minime de publicare a unor cărți, vorbeați de cărți, există la fel un număr minim, dar nu neapărat ne referim la cantitate, când ne referim la calitate, pentru că poți să publici 20 de cărți, dar ele să nu reprezinte în lumea științifică mare lucru, sau totodată poți să publici un număr minim, să spunem, de 2 sau 3 cărți pe care să le expui și ele să fie parte dintr-o categorie științifică recunoscută la nivel național. Sunt cerințe și pentru nivel internațional. Nu am menționat componenta de management. Management, fie că e vorba de management educațional, fie că este vorba de management în zona științifică. Este vorba despre proiecte, trebuie să administrezi sau să manageriezi sau să conduci proiecte științifice sau bazate pe cercetare în domeniul tău, în așa fel încât să ajungi la niște rezultate palpabile pe care să le expui, fie prin lucrări, fie prin conferințe, fie prin simpozioane. Și observați, aceste lucruri duc la un aspect care nu mai este formal. Dacă ar fi să ne gândim, pentru că ați făcut referire la învățământul preuniversitar, la aspectul formal, trebuie să avem 90 de credite în perioada 5 ani și este vorba de credite, nu știu dacă în domeniu sau în domenii care poate nu sunt neapărat de interes, dar vizăm sau țintim respectivele credite. În schimb, în învățământul universitar, aspectele sunt legate de domeniul în care predai. Nu poți să publici un articol care să n-aibă legătură cu domeniul tău, plus că este o verificare mult mai expusă publicului și nu e vorba doar de un public pe care îl avem la nivel național, este vorba despre un public pe care îl avem la nivel internațional, un public pe domeniul tău. Și aș mai vrea să mai punctezi ceva. Articolele pe care le realizezi, e bine să fie realizate într-un colectiv. De fiecare dată, de exemplu, la nivel de doctorand, ai capacitatea să publici articole, evident, sub îndrumarea conducătorului tău de doctorat și atunci profesorul care te coordonează este deja un nume în zona științifică, el este căutat pe baza bibliografiilor de ceilalți din lume care excelează pe domeniu și în felul acesta își generezi și niște citări. Până a te face un nume în acest domeniu, trebuie să fii cumva mentorat sau să ai o componentă de mentorat care să te susțină. Și ideea de mentorat este foarte interesantă. Am observat că vor să o aducă și colegii noștri au adus-o deja în învățământul preuniversitar. Mie mi se pare un lucru firesc. Se întâmplă acest lucru sau încercarea aceasta a fost generată încă din anul 2012, dacă nu mă înșel. Deja au trecut 11 ani de cât se tot vorbește despre mentorat. La un moment dat se vorbea de mentorul care ar putea să preia tinerii intrați în sistemul educațional și să-i ajute să depășească anumite greutăți. Încă nu, din câte am înțeles, încă nu se întâmplă, însă totuși există un pas timid prin formarea unei comisii de mentorat la nivel de școală. Eu sper ca acest lucru să nu fie realizat, această comisie să nu fie realizată sub aspect formal doar și să și funcționeze. Păi ați atins, domnule profesor, din zona universitară, ați atins un punct extrem de sensibil și extrem de discutat și disputat și analizat și răsanalizat despre practica pedagogică, pentru că de aici pleacă totul. Se spune că în învățământul superior, acum dumneavoastră, evident, fiind în învățământ superior, vă apărați corpul profesoral. Se spune că în învățământ superior nu prea se pune accent pe practica pedagogică, de aceea venind absolvenții de facultate care doresc să intre în învățământul preuniversitar, de aceea au nevoie și de acel mentor, pentru că nu știu, sunt lucruri diferite și mi se pare că e vorba de acele module 1 și 2 pedagogic. Pare să că acea practică pedagogică e formală din învățământul superior și nu se mai poate aplica în învățământul preuniversitar. De aici am zis că poate e o punte care nu există, de fapt, între superior și preuniversitar. Da. Aici vreau să vă întreb, care este accentul învățământul superior la nivel de practică pedagogică, știind că foarte mulți absolvenți de facultate vor să intre în învățământul preuniversitar, să fie profesor, să intre într-un corp profesional de elită, evident, o să existăm cât de elită aceste corpuri profesionale. Este o problemă la nivelul practicii pedagogice, pregătirea pentru a intra în învățământul preuniversitar?
La nivelul studenților, vă rog. Foarte bună întrebarea dumneavoastră. În condițiile în care a existat în ultima vreme o bâșbâială sau o tatonare sau o căutare între cel puțin două elemente. Unul se numește Departamentul pentru Pregătirea Profesională și Psihopedagogică DPPD-ul, care... cadrelor didactice, corect, într-un acronim DPPD, și Managementul Educațional. Cele două componente au la rândule o componentă foarte importantă, aceea financiară. De exemplu, dacă am ieșit de pe băncile facultății și nu am făcut eventual în mod gratuit modulul psihopedagogic sub forma lui de DPPD sau în cadrul DPPD, atunci ar trebui să plătim, sau există o sumă, de la 1200-1300 în funcție de universitate. În schimb, și durează 2 ani, în schimb, managementul educațional, care este formulat sub aspect de masterul educațional, scuzați-mă, care este formulat sub componentă de master, se raportează la un tarif mult mai mare. Și atunci, pentru fiecare an, cred că variază cu taxe de la 2.000 de lei, poate greșesc, până la 4.000 de lei. Iată deja componenta financiară care este depășită din perspectiva masterului educațional. Mergem mai departe. Această căutare a dus la anumite și latențe, dar nu numai. Vorbim și despre întreruperi ale pregătirii viitorului personal didactic. De ce? Pentru că viitorii profesori nu au știut către ce să se îndrepte. Dacă este vorba despre master educațional sau dacă este vorba despre DPPD. În cele din urmă, observ că se pune un accent destul de mare acum pe DPPD și această componentă este importantă. Există și ar trebui să funcționeze. Dacă nu funcționează, înseamnă că este o problemă de management interior și nu este o abordare la nivel sistemic. Ar trebui să funcționeze practica pedagogică, pentru că o practică pedagogică se produce pe parcursul unui an. Și există un mentor care se regăsește din perspectiva liceelor sau colegiilor sau unităților de învățământ preuniversitar care oferă această posibilitate de colaborare pentru universități și mă gândesc la exemplul universității mele. Totodată există și un mentor din perspectiva învățământului universitar. Așadar, există doi mentori care dintr-o perspectivă universitară și apoi dintr-o perspectivă preuniversitară propun o traiectorie pedagogică, metodică, psihopedagogică legată de practică. Asta înseamnă că elevii, studenții care vor ajunge profesori sau care doresc să facă modulul psihopedagogic, trebuie să apară în fața elevilor în așa fel încât să își bifeze la nivel practic această experiență în fața clasei de elevi. Și există o pleiadă, un întreg program sau foarte multe. Sunt multe materii pe care trebuie să le urmeze în așa fel încât să-și formeze competențele și autonomia de profesor în fața clasei de elevi. Și acest lucru ar trebui continuat cu experiența legată de grade, dar didactice, mai ales de preluarea acestui mentor. În ultima vreme, într-adevăr, și dumneavoastră ați sesizat și trebuie să fim onești. S-a reproșat mediului universitar că nu mai pune accent pe componenta de practică. Și chiar aveam discuții cu cineva zilele acestea, nu regăsim componenta de practică accentuată la aproape niciun nivel. Vorbim despre, de exemplu, asistenți medicali care merg în spitale și nu sunt suficient de bine băgați în seamă, în așa fel încât să aibă o practică medicală bifată, sau profesori de asemenea, care se află în fața unor viitori concurenți care nu îi mai ajută pe absolvenții, viitorii noștri absolvenți care ar putea să intre în rândul cadrelor didactice, tocmai pentru că îi văd ca pe un pericol sau ca pe o concurență în condițiile în care populația școlară scade. Aspectul acesta arată o lipsă de unitate, dar și o lipsă de viziune și mai ales o lipsă de trasabilitate. Vreau să vă spun, domnule profesor, lucru pe care sigur îl știți. De ce absolvenții de facultate aleg ca ultimă opțiune să intre în învățământul preuniversitar?
Este un trend descendent, toată lumea fuge de zona asta a învățământ preuniversitar, ultima opțiune. Cam asta e discuția. Dacă nu mă duc undeva, mă duc la inspectorat, fac un dosar, sunt supritor, sunt sau nu sunt titular, de ce e ultima opțiune? Pentru că aici e vorba de vocație, de că trebuie să simți să ai un dar pedagogic. L-ai sau nu l-ai? Asta l-ai, e o chestie nu e dobândită, e născută, chiar dacă îți trebuie niște studii. De ce e ultima variantă? Pentru că eu a zice chiar mai mult sau mai rău că este o variantă de scăpare. Grav. Pentru că de mult, da, este foarte grav, pentru că de multe ori observăm că studenții noștri nu mai aleg să facă modulul psihopedagogic, gândindu-se sau excluzând din start faptul că ei ar putea să devină vreodată cadre didactice. Observăm totuși și absolvenți care se întorc să facă modulul psihopedagogic în așa fel încât să-și împlinească un aspect didactic pe care l-au ignorat pe timpul studenției. Și această alegere este o alegere de scăpare. Ceea ce e foarte grav. Este foarte grav. Nu se întâmplă în ceea ce privește facultatea noastră, pentru că a noastră facultate oferă competențe care sunt cerute pe piața forței de muncă, vorbind despre management și dezvoltare rurală. Însă, dacă ne uităm totuși la aceia care au vocație și aleg din prima să meargă pe traiectoria didactică și ne întreabă încă de când se înscriu la facultate dacă avem modulul psihopedagogic și dacă pot să urmeze această traiectorie, își reproșează și ne reproșează într-un final faptul că în mediul acesta legat de educație, în sistemul de învățământ, plata profesorilor este deficitară, dar nu acest aspect material sau nu aspectul care pecuniar la care ne putem referi e cel mai important, ci celălalt aspect cognitiv sau de recunoaștere. Profesorii nu mai sunt recunoscuți ca stâlpi ai societății și este o problemă a noastră a tuturor. Este o mare nu mai au autoritatea, pentru că pe de o parte autoritatea aceasta este știrbită fie de componentă de mass media. Eu vă mulțumesc că, iată, dumneavoastră faceți un efort în așa fel încât să promovați adevăratele valori. Însă dacă ne gândim la ultimele întâmplări care s-au produs la nivel de țară în ceea ce privește profesorii sau în ceea ce privește elevii, vom descoperi că profesorii de fiecare dată sunt puși, sau cadre didactice sunt puse de fiecare dată la colț sau la zid, în timp ce un anumit mediu legat de o efervescență nu tocmai bună este promovată și cuprinde de fiecare dată mult mai bine răul, atunci acesta este și vinde și cel mai bine, acesta este și cel mai desfolosit. Ce vreau să subliniez este faptul că valoarea pe care trebuie să o promovăm noi la nivel de societate se leagă de profesor și ideea de mentor, profesorul ca dascăl sau profesorul care are vocație, cum foarte bine a spus dumneavoastră. Și, domnule profesor, fiind în televiziune, avem nevoie de publicitate. Primăria municipiului Târgu Jiu organizează în data de 19 mai pe insulița de pe Jiu, începând cu ora 20:30, spectacol de muzică populară, susținut de Lăutarii Gorjului, împreună cu soliștii vocali Cristian Bănățeanu, Claudia Dascălu și Dumitru Vasilescu. Petrecem pe muzică live! De un sfert de secol, oamenii inteligenți își fac hidroizolații de calitate numai cu Oldhis Conrep. Oldhis Conrep execută lucrări de reparații la clădiri și hale industriale, punând accentul pe respectul față de profesie și beneficiar, folosind membrane hidroizolante pentru lucrări rezistente la intemperii și timp. Craiova, strada Amaradia, numărul 49. Detalii și comenzi la telefon 0251 550 552 sau 0766 238 600. Oldhis Conrep, de peste 29 de ani, partenerul tău de încredere. Husqvarna pune accent pe calitatea utilajelor testate și proiectate pe care te poți baza. Încearcă noile motoferestre pe benzină cu prețuri începând de la 1000 de lei sau cu acumulatori, mașini automate de tuns gazonul, motocultivatoare, aparate de spălat cu presiune, aspiratoare, tractoare de grădină. Caută gama completă în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Pade și Târgu Jiu, strada Victoriei 112. Telefon 0253 210 736. Raico, ia-l naibii de greu să fim cei mai buni! Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC.
De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnule! La revedere! Conectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu. Mediul înconjurător depinde și de tine. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter, sau pentru programări la telefon 0721-259-999 și 0353-565656. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton.
Am revenit, Accent TV, Oltenia, sunt Remus Iordache, vorbim despre educația din România cu domnul conferențiar, dr. Victor Chița, director filiala Slatina USM București. Vorbeam, domnule profesor, despre autoritatea profesorului, despre ce ar trebui să facă un profesor în ziua de astăzi. Fiind într-un fel ghilimele legat de mâini de picioare, nu poate să zic absolut nimic, ziceați în pauza publicitară că ar trebui să aibă o anumită autoritate, un fel de a se exprima, un fel de a se, de o atitudine, chiar ca un actor, despre asta și vorbeam, da. Nu trebuie făcut în facultate treaba asta, nu trebuie pregătit absolventul de facultate pentru a intra în învățământ profesional printr-o pregătire pedagogică și pe latura asta a te poziționa într-un fel în fața clasei, avea o anumită tonalitate, chiar și o glumă, pentru că acum trebuie să fii atent la ce vorbești, cum vorbești și așa mai departe. Da. Pentru că dacă vorbești pe stradă, profesorii, da, bine, știu, toți profesorii nu fac nimic, învățământul e zob, dar nimeni nu zice de elevi. E un trend, învățământul centrat pe elev. Dar unde în ecuația asta, unde mai e profesorul? Că niciodată l-am bun, mi se pare normal pe elev, dar nu e profesor. Unde este domnule profesor, profesorul? Ca să fac un profesorul ar trebui să, tocmai pentru că vorbim de învățământ centrat pe elev, profesorul ar trebui să regăsească în componenta de manager al clasei sau, zice eu, mai mult lider al clasei. Și pentru că vorbeați dumneavoastră de exprimarea autorității, evident, comunicarea este una dintre cele mai importante căi de a-ți manifesta autoritatea. Cu o voce, nu neapărat mai ridicată, dar mai autoritară, și vorbeam noi în pauză și de o componentă legată de formare. Sunt cel puțin două lucruri la care mă gândesc acum. Pe de o parte, profesorul este în fața clasei lui ca un actor care trebuie să exprime și trebuie să creeze emoție, empatie. Acesta este un prim aspect. Și apoi al doilea aspect, care se referă la dezvoltarea inteligenței emoționale, ca profesorul să reușească să simtă energia clasei și să se poată adapta la ceea ce înseamnă clasa. Nu să se întoarcă la elev și eventual să scrie pe tablă fără să se gândească dacă aceștia înțeleg sau nu. Transformarea, de exemplu, am întâlnit profesori fabuloși care transformă matematica atât de hulită în ultima vreme într-o poveste. Și într-un capitalism în care banii și mulțirea acestora se raportează la matematică, ar trebui să ne încurajeze să ne placă matematica, pentru că nu-i așa, tinerii noștri sunt interesați de componenta aceasta antreprenorială. Sau vorbim despre profesori care sunt foarte apropiați prin, cum spuneați dumneavoastră, glume sau o atitudine didactică ce devine din ce în ce mai atractivă. Și care recunoscută aminte, practica pedagogică. Este recunoscută, este susținută, este și expusă, există tehnici, le poți învăța, nu trebuie să te naști actor, poți învăța aceste lucruri și există foarte multe cursuri care se referă la dezvoltarea inteligenței emoționale. Vorbim în ultima vreme despre această inteligență care presupune o adaptare a noastră, a profesorilor, în fața unei clase de elevi. Este foarte interesant cum privim trecerea de la aspectul de manager al clasei, al profesorului, și la lider al clasei. Pentru că în felul acesta vii și cu entuziasm, nu vii doar cu tehnicile, nu vii doar cu mijloacele de predare, învățare, evaluare. Vii și cu niște tehnici care ar putea să producă entuziasm în accesarea materiei de către elevi. Și în momentul în care, de exemplu, ne gândim la elevi și la răspunsurile acestora. Dacă vă place, de exemplu, lansăm această întrebare, vă place matematica? Răspunsul vine în felul următor, sau de cele mai multe ori în felul următor. Nu-mi place matematica pentru că avem un profesor plictisit. Sau îmi place foarte mult matematica pentru că profesorul nostru, iată cum o predă. Și observăm rolul foarte important pe care îl are din perspectiva disciplinei, pe care îl are profesorul. Și atunci, atractivitatea lui și punerea unei emoții în ceea ce înseamnă predarea unei discipline înseamnă mult mai mult decât ne gândim noi. Nu înseamnă manual, nu înseamnă programă, ci mai ales înseamnă reprezentare în fața elevilor. Vorbeam despre autoritate. În capitalism, evident că autoritatea este legată și de componenta pecuniară. Dacă profesorul nu este bine plătit, atunci scade motivația. Este o motivație evident acceptată în zona aceasta capitalistă. Și putem vorbi despre vocație, dar la un moment dat trebuie să susțină familia profesorului, trebuie să-și susțină
pregătirea, pregătirea și așa mai departe, studiile. Și dacă nu avem suficient, noi ca societate nu avem capacitatea să îi plătim suficient de bine și să le cerem pe baza plății salariului rezultate, atunci lucrurile vor rămâne sau vor deveni chiar mai rele decât sunt. Vorbim de greva de 10 mai a Guvernului României. Exact. Au fost, mă rog, după unele estimări, vreo 15.000 de profesori din toată țara, Sindicatul Învățământului. Da. Credeți că se iau în considerare de către cei de la guvern aceste manifestări sindicale legale, evident, că toată lumea a spus că e legal. Și polițiștii au sindic. Am înțeles că și ei vor ieși în stradă, sindicaliști din poliție. Auzim... Ce știți de situația asta, de mișcarea asta sindicală a cadrului, dat ce cu întrerupe pe anului școlar și așa mai departe? Și pleacă nu neapărat de la salarii, că aici e o problemă, nu neapărat de la... Contează și asta, latura asta e peconiară, exact cum ați spus în emisiune. Dar trebuie să spui cuvântul, nu? Și punctul de vedere, într-un fel. Da. Se spune și sindicatele... Se spune și sindicatele au fost ascultate la un moment dat. Prin schimbarea ministrului s-au schimbat și perspectivele și acum sindicatele au trebuit să reia dialogul. Din păcate trăim într-o lume în care se țipă și numai țipătul eventual, ca în celebrul tablou, eventual este ascultat și atunci profesorii trebuie să țipe durerile pentru că au căutat metode firești de a se exprima prin petiții, prin sindicate. Prin grevă japoneză și așa mai departe. Și prin grevă japoneză și alte forme de manifestare și descoperim că s-a ajuns la această situație, aceea de grevă, dar societatea în sine și este... Și spune nu are bani și gata, s-a încheiat orice fel de lucru. Deocamdată nu cred că a spus că nu are bani, pentru că eu cred că pentru educație niciun efort nu ar fi prea mare în așa fel încât să ne dăm o direcție, pentru că este demonstrat că prin educație noi, la nivel de indivizi, dar și societatea noastră și națiunea noastră își poate împlini visurile. Totuși, educația este lipsită și de viziune. Vorbeam despre cele două cuvinte, România educată. România educată a propus o viziune care, din păcate, la un moment dat este perdantă. Sau pactul pentru educație, o altă viziune a anterioară. A fost la fel, pactul pentru educație și altă viziune. S-au transformat cele două în simple propagande și lucrul acesta creează o demotivare în rândul profesorilor. Vorbeam pe de o parte de această motivație legată de salariu, dar și despre motivația de a fi respectați în societate. Dacă ei trebuie și dacă noi trebuie să țipăm în stradă pentru a fi ascultați, atunci lucrurile acestea nu sunt în regulă, nu este ce trebuie pentru o societate, tocmai pentru că vorbim despre citate care se raportează la împăratul Japoniei care se înclină în fața profesorilor. Și noi ne gândim în fața profesorilor noștri cine se înclină. Eventual noi cei care îi apreciem pe profesorii noștri care ne-au făcut să fim ceea ce am devenit sau, eu știu, cei care apreciază profesorii. Dar dacă societatea în întregime, în medie, nu se înclină în fața profesorilor, atunci în fața căror valori se... Domnule profesor, sunteți în sistem, eu mă fac că nu sunt în sistem, de solidaritate, așa, pentru că sunt moderator aici, evident că sunt și eu în sistem. Ideea este următoarea. Cum simțiți activitatea ministerială a doamnei ministru Ligia Deca, să nu fac Deca, totdeauna decalogul de la așa, tot timpul Deca. Cum ziceți, sau cum simțiți dumneavoastră din perspectiva învățătului superior? Pentru că au fost discuții, cred că ani de zile, că ar fi bine să fie doi miniștri, unul pentru învățământul preuniversitar, altul pentru învățământul universitar, cel care are pentru preuniversitar să provină din profesori preuniversitar, că știu ce s-a întâmplat la talpa țării, și cei care sunt la superior și să fie o colaborare. Cum simțiți că vă ajută sau cum simțiți ministerul? Că dacă mă întrebați să vine și acum mă fac într-un fel așa altfel decât ar trebui să fiu, e o bulversare cu module, numai este teze. Eu am o chestie, o să vorbim și aplica dacă avem timp, de planul de cadru, dispare logica, dispare psihologia, nu știu, e o întreagă nebunie. Așa, cum simțiți la nivel universitar activitatea ministerului? Cum simțiți așa, direct, concret, prin activitatea domniei sale? Că știți despre ce se întâmplă și... Da, lucrurile la nivel universitar cred că au fost clarificate înainte de a veni doamna ministru. Și la învățământ preuniversitar lucrurile deveniseră destul de clare. Am vorbit și vorbesc în continuare cu lideri sindicali, mai ales din mediul preuniversitar, dar și din mediul universitar. Și lucrurile erau clare atunci când domnul ministru Câmpeanu se afla la minister. A intervenit această schimbare și evident s-a produs și o schimbare de perspectivă. Au fost reluate anumite dialoguri, au fost reluate anumite negocieri
care au dus, iată, la această mișcare de stradă. Mai mult decât atât, ce observăm? O schimbare de paradigmă în ceea ce înseamnă comunicarea. Eu cred, ca șef de instituție, că ai o obligație să apari destul de des în presă, de fiecare dată când ești chemat, și eu cred că ar trebui să fie impusă această, sau impuse aceste apariții prin fișa postului, pentru că de la nivelul președintelui țării până la alte niveluri, observăm că nu mai apar demnitarii noștri în fața... Mai apare câte un secretar de stat sau câte un purtător de cuvânt, din când în când. Din când în când, dar nu, să spunem, la emisiuni care ar putea să genereze întrebări, așa cum se întâmplă la dumneavoastră, întrebări într-o discuție mai mult sau mai puțin liberă, dar întrebări care să producă onestitate în fața publicului. Păi, fie că este vorba de o apariție într-o declarație publică de 2 minute, de 3 minute, dar nu în emisiuni. Trebuie să, și ar... spui, să știi ce să spui și să spui concret. Că așa să te ascunzi după cireș și să vorbești, mai știu eu cineva a fost un post președinte care vorbea 3 ore și dacă, ce a zis? N-am înțeles nimic după 3 ore, adică trebuie să fie aplicat. Și acest lucru ține foarte... Ține foarte mult și de moderator, dar în același timp această apariție publică te duce cu gândul sau te pune în situația de a fi responsabil pentru ceea ce faci și pentru ceea ce spui acolo. Cel puțin o minimă pregătire pentru a da seamă, pentru că de fapt despre acest lucru este vorba, a da seamă celor care te ascultă, celor care te privesc. Dumneavoastră reprezentați publicul aici, dumneavoastră puneți întrebări din perspectiva lucrurilor pe care le auziți, le trăiți și încercați să reprezentați cât mai bine publicul. Eu nu am văzut în ultima vreme o apariție a doamnei ministru care să se raporteze nu la 5 minute de declarații de presă, ci la 50 de minute, așa cum suntem noi într-o emisiune, sau domnul președinte să ne vorbească despre România educată, nu 2 minute citind după un prompter, ci o viziune pe care o simți, pentru că... Și haide să vorbim puțin despre Eurovision, făcând o mică paranteză. Corect. Avem Eurovision care ar trebui să ne prezinte nouă viziunea a Uniunii Europene din perspectivă muzicală. Artistică. Muzicală, da. Să ne oprim doar la componenta muzicală, hai să spunem și artistică. Am forțat puțin, da. Muzicală, și atunci, dacă aceasta este viziunea pe care eventual încercăm noi să o propunem și societatea o respinge, nu ar trebui să ne punem niște semne de întrebare în așa fel încât, fiind pro-europeni convinși, să ne adaptăm la ceea ce propune totuși fibra Europei, adică oamenii, cei care votează? Da, vreau să vă întreb, domnul profesor, v-ați simțit vreodată la nivel superior, într-un fel cu o treaptă mai jos decât cei care sunt din Europa? Că știu că ați fost în Belgia, ați fost mai multe țări și aveți parteneriate cu universități din Europa. Suntem respectați ca profesori în exterior, în Europa? A simțit așa o distanță sau a simțit că avea un aer de superioritate profesorii din... e profesor, da, e băiat, deci da, e din România. România, Bulgaria, la mâna a doua. Cum sunt pe zona asta a hipermarketurilor, cu Polonia. Există această prejudecată legată de... Tocmai pentru că nu avem o reprezentare suficient de pregnantă la nivel public, această prejudecată a profesorilor din România care eventual nu se ridică la nivelul profesorilor din alte state, să spunem din Europa Occidentală, însă în momentul în care ne cunosc, se răzgândesc. Și avem acest noroc al programelor europene care ne ajută să interacționăm cu profesorii, însă de multe ori există discuția legată de salarii și salarizările occidentale sunt la un nivel evident net superior și atunci profesorii noștri își dau seama că printr-o dezamăgire există această diferență fantastică. Nu vreau să dau exemple aici, colegii noștri din învățământul și superior și preuniversitar știu despre ce vorbesc, însă pregătirea nu ne dă sub nicio formă supărarea că nu am fi pe un nivel cel puțin de egalitate. Același lucru l-am spus și l-am exprimat studenților noștri. Cred că ar trebui să avem mai mult puterea opiniei și mai mult curajul de a ne exprima. Și am dat un exemplu, pentru că atitudinea vine și din educație. Ne gândim acum la ceea ce se întâmplă în Franța, de exemplu. Corect. Cu 2 milioane și ceva de oameni care, supărați fiind de faptul că se mărește vârsta de pensionare, s-au revoltat, oamenii s-au revoltat și au ieșit în stradă. Nu știu dacă același lucru, printr-o lipsă de educație a revoltei sau a exprimării revoltei,
aceste lucruri se pot întâmpla în România. Și atunci, de aceea suntem și tratați în felul acesta. Eu pentru că vă scuzați că vă întreb, am văzut niște imagini șocante, cu adevărat. Erau polițiști în flăcări, la propriu, aruncau cu... mă rog, celebrele molotov, dacă sper să nu fac o greșeală, mă rog, sticlă cu benzină și aruncă tinerii. Și apropo de tineri, știți că e o revoltă și în America a tinerilor. Da. Plecat de la Facebook, de la rețele de socializare. Trebuie să ne raportăm și la modul cum se manifestă francezii în stradă, noi ca români. Nu, lecția pe care o primim este aceea filozofiei omului revoltat care pleacă din Franța, să spunem așa, și gândindu-ne la Albert Camus sau... alți filozofi sau la contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau. Deci această atitudine pe care trebuie să o învățăm și noi este și cea care ne pune într-o atitudine firească în societate. Trebuie să ne câștigăm într-un fel sau altul, nu recomand să se întâmple prin revoltă, dar într-un fel sau altul trebuie să ne câștigăm autoritatea pe componente care s-ar raporta la meritocrație. Dacă ne simțim mai bine pregătiți decât alții care cu tot cu ghilimele eventual ne reprezintă, ar trebui să nu-i mai avem acolo. Și tinerii din America care se revoltă până în 16 ani, 14, 15, 16 ani, cu poliția, era o nebunie în America. Cred că știți ce se întâmplă, tot așa, au fel de, idei. Da, poate fi un exercițiu de manifestare violentă, de dar nu... Sunt ei acolo. Da, de manifestare violentă pe anumite idei. Eu susțin partea aceasta chiar explicabilă și firească a revoltei. Nu este de lăudat și nici nu este de susținut să se ajungă acolo. Dar puterea opiniei, pentru că atitudinile extremiste apar în momentul în care se cumulează frustrări și ele nu sunt exprimate și nu sunt nici ascultate la timp. Revolta este eventual o ultimă armă pe care încearcă cineva să o utilizeze în așa fel încât prin violență să transforme ceva. Dar până la violență sunt supărările care s-au manifestat, nu au fost ascultate. Se întâmplă și în societatea noastră de astăzi. Să știți că societatea fierbe. Și oamenii noștri care ne conduc cu tot cu ghilimele ar trebui să asculte acest lucru. Societatea chiar fierbe și avem tendințe extremiste pe care le vedem. Și ele se generează din cauza faptului că oamenii în sine nu sunt ascultați. Și atunci, pe baza acestei frustrări, a neascultării, se generează atitudini extremiste. Și atitudinile extremiste reprezintă doar un vârf de iceberg. Pentru că până acolo au existat pași mărunți. Vin profesorii și spun, știți, am vrea să fim ascultați, am vrea să avem salarii mai mari. Am vrea să reprezentăm ceva în această societate. Vrem să fim recunoscuți ca piloni și susținători ai adevăratelor valori din România. Nu sunt ascultați și această lipsă de ascultare duce la frustrarea care, iată, poate să împingă la atitudini. Domnul profesor, am aici o cască, acum fac o glumă, am o cască, mi se spune, apropo de rezolvările, de a se rezolva problemele în învățământ. Sunt comisiile pentru învățământ în Parlament. Știți că se adună fel de fel de comisii și se votează și nu se știe ce se votează, cum se votează, cine ce vorbește, ce partid susține și mai departe. Că dacă iei pe fiecare separat, eu am avut dreptate, eu susțin pe profesor, dacă se adună, apar alte lucruri. Da. Adică ce ar fi să fii responsabil pentru ceea ce faci și pentru ceea ce trebuie să faci în învățământ? Să pari exact la doamna ministru. Nu aș vrea să generalizez, dar de foarte multe ori se vorbește, pentru că oamenii știu, se vorbește despre activitatea parlamentarilor și se vorbește despre activitatea lor în felul următor. Merg luni la serviciu și se întorc marți seara. Și atunci descoper că n-o fie așa, banii pe care, eu sper să nu fie așa, așa se aude, dar eu sper să nu fie așa și atunci te întreb dacă banii aceia mulți pe care iau dumnealor se pot justifica într-o muncă transpusă pentru poporul român. Apoi sunt și comisiile. Vorbim despre comisii care ar trebui să fie formate din specialiști. Sunt și oameni foarte bine pregătiți acolo. Nu știu dacă reprezintă majoritatea și fiind democrație, evident că lucrurile se bazează pe vot. Nu știu cum funcționează lucrurile în cadrul acestor comisii, dar cred că ar fi bine dacă ați genera întrebări pentru un parlamentar care se află într-o comisie sau alta să vă spună exact cum se întâmplă. Doamna ministru, Deca a predat o oră în învățământ? Că nu știu. Nu.
Nu spune nimeni. Dumnezeu știu că este în mediul universitar și că a predat. Sigur, nu îi punem la îndoială pregătirea didactică și nici managerială. Dar în același timp avem niște așteptări. Eu nu am așteptările de a apărea. Poate că nu aș vrea să fac o comparație cu alți miniștri, dar aparițiile în mass media nu sunt mulțumitoare. Și informațiile care vin către mass media, dumneavoastră sunteți mulțumit de informațiile care vin, simt așa o opacitate și ar trebui să extragem informațiile de pe surse, mai citim de pe site-uri cum se întâmplă lucrurile. Câteodată sunt lucruri așa ascunse, parcă ar fi secrete de stat tot ce se întâmplă, apar așa pe surse, apropo de planurile acestea cadru. Da. Sunt publicate, nu sunt publicate. Anul școlar începe la o anumită dată. S-a fost o greșeală. Colegul spune că avem doar 2 minute. Asta e România educată, 2 minute. Domnul profesor, în 2 minute, pentru stimații trezători Accent TV, Oltenia și pentru statul de drept, aș vrea să vă întreb în 2 minute, am mai făcut noi o misiune acum ceva timp și o să mai facem. Dacă ați fi, era o melodie, dacă aș fi pentru o zi președinte și mă opresc, dacă ați fi ministru educației și iau legătură cu ce se întâmplă cu rotativa. Nu vreau să vorbim politic absolut deloc pentru schimbarea care, că nu este subiectul emisiunii noastre, dar dacă ați fi ministru al educației, peste o lună, că s-ar putea doamna Deca să nu mai rămână, că se vor schimba miniștri, probabil că e o altă garnitură, etc., etc., și nu facem politică. Dacă ați fi ministru, care credeți că ar fi lucrurile luate acum, într-o lună, pentru a fi puse în aplicare de la 1 septembrie, când începe învățământul preuniversitar, sau de la 1 octombrie, nu? Dumneavoastră, cred că 1 octombrie începe. Da. Adică ați avea niște drafturi pentru preuniversitar și universitar. Cât o să faci așa o... Se numește ghiveci călugăresc, că la mănăstire. E bun, am mâncat. Sau mai era o chestie, făcea mamaie, Dumnezeu te spun eu, de chisăriță, niște prune așa și ori, bun, într-adevăr, dulce. Care ar fi, nu știu, avem un minut, 3 lucruri pe care le-ați luat pentru preuniversitar și 3 pentru universitar. Și să începem cu universitar, că vă e mai ușor ca să vă dau un timp de gândire pentru preuniversitar, într-un minut și jumătate, vă rog. În primul rând există arta dialogului și atunci aș fi pus în situația de a sta de vorbă cu toți factorii de decizie de la bază, aceia care de fapt formează sistemul de învățământ și cei care pot să dea o linie pe care o putem lua în considerare. Este un prim lucru pe care l-aș face și în zona de învățământ universitar, dar și în zona de preuniversitar. Încă o dată spun, oamenii nu se simt ascultați. Noi vorbim aici, este o abordare unidirecțională, dar de ce să nu propunem o platformă și ar fi al doilea lucru la care m-aș raporta, conducerea să nu fie unidirecțională, ci să se bazeze pe un leadership de tip colaborativ și atunci acest lucru s-ar raporta la toți factorii de decizie, cum spuneam, din țară. Apoi, un alt lucru la care m-aș gândi este legat de formare. Pregătirea continuă a cadrelor didactice, fie că sunt acestea din învățământul preuniversitar și... Cu asta vă încheiați ideea că s-a tăiat emisiunea, vă rog. Da. Vă mulțumesc. Cadrele didactice, formare continuă, ați fost la Accent TV Oltenia, statul de drept, cu domnul profesor, confesionist, dr. Victor Tița, director filialei statei USV București. Mulțumim și mulțumim de profesor și poate cine știe, ajungeți la minister. Să fiu așa o fel, să fiu Baba Vanga, nu o prezicătoare. Toate cele bune, mulțumim frumos și succes în activitate. Succes la școală. Asemenea.